Ce ar fi însemnat din punctul dumneavoastră de vedere continuarea activității miniere la Roșia Montană, așa cum S-a a fost propus. propusă? Ceea ce a propus compania canadiană ar fi fost sfârșitul localității, adică vorbeam de a fost odată Roșia Montană, nu s-ar mai fi putut trăi aici. Mă bazez pe ceea ce spun. S-a dovedit că pentru a realiza acest proiect, compania trebuie să cumpere 1250 de proprietăți, a reușit să cumpere până acum 850, restul nu s-au mai cumpărat, ceea ce a dus și la blocarea proiectului, pentru că era atât de bun proiectul ăsta încât trebuia să plecăm din Roșia Montană. Era atât de minunată exploatarea încât trebuia să dispară Roșia Montană. Era atât de bun proiectul ăsta pentru România și pentru toată lumea încât se spunea a fost odată Roșia Montană. Deci compania, așa cum am spus, a cumpărat 850 de proprietăți pe care le-a lăsat în paragină, sunt în colaps, nu au fost cumpărate acele case pentru a fi restaurate, ci dimpotrivă pentru a fi demolate. Pentru că aici compania n-a venit să facă restaurarea caselor, a venit să facă exploatare. Ori în jurul exploatării nu puteau să stea casele în picioare. După ce a cumpărat aceste case, localnicii au plecat din Roșia Montană, s-au strămutat în altă parte și au rămas foarte multe case pustite aici, peste tot. Sunt oameni care spun că oricum ar fi plecat pentru că nu mai aveau de lucru și că redeschiderea minelor sau continuarea activității miniere în orice fel ar fi fost făcută și de statul român și de companie privată, i-ar fi ajutat cumva să rămână aici, să se dezvolte localitatea. 2006, 1 iunie, exploatarea Roșia Min s-a închis, adică exploatarea aurului. Sunt 18 ani de atunci, de când niciun om din Roșia Montană nu mai are o pregătire în domeniul mineritului. Nu mai există ingineri mineri la Roșia Montană, nu există ingineri chimiști aici. Nu știu cu cine ar fi lucrat o viitoare exploatare minieră. Probabil s-ar fi reorientat într-o meserie de minier, dar de atunci, de 18 ani, s-a făcut minerit. Roșia Montană există, trăiește, începe să se ridice pe picioarele ei. Îmi dați seama că a fost o adevărată lovitură pentru locul ăsta, plecarea acestor oameni, 2000 de oameni care au plecat din zonă, casele care au rămas pustii și blocarea oricărei inițiative pe care un localnic ar fi putut să o aibă, adică să-ți deschizi o pensiune doar într-o casă pe care o ai, fără să poți să construiești. Roșia Montană este blocată din punct de vedere fug și puz. Roșia Montană nu se poate dezvolta până când nu se deblochează două planuri. 2021, deja sunt 3 ani, de când Roșia Montană a intrat în patrimoniul mondial UNESCO. Deci soarta Roșiei Montane este alta. Păstrăm tot ce s-a întâmplat, ce s-a făcut de către minerit, adică ce s-a exploatat de mii de ani aici și putem valorifica turistic. Roșia Montană este cunoscută ca o valoare mondială, acele galerii romane care pot să atragă mii de turiști și se întâmplă asta an de an, pentru că lumea vine și se bucură nu numai de acele galerii, ci și de vizitarea acestui, să zic, centru istoric, apoi de cele câteva trasee turistice care pot fi văzute, cu lacurile din perioada interbelică. Deci sunt locuri vizitabile și este, așa cum se simte aici, așa un aer de curat de munte, fără poluare și cu perspective de dezvoltare. De la Câmpeni dincolo, e țara moților, partea Avramiancu, Arieșeni, Albac, hai țara moților, s-au ocupat cu făcutul ăla de ciubere, ghiobele, zicea termenul popular, știți alea rotunde, ele, acolo, aici nu. Aici doar cu mineritul? Aici numai cu mineritul s-au ocupat. Și asta până prin anii 2000, după aia, acum cu ce se ocupă oamenii? Deci, care fac naveta, dar naveta cu mașina. Cine are mașină, poate să facă naveta la Brut sau la Câmpeni. La Brut, cum mai fost o fabrică de volanie, momentan nu mai lucrează și am lucrat acolo. Totuși vin turiștii și poate mai animă cumva zona asta, turiști. Da, cine are unde e cazat. Deci cine are unde e cazat.
Dacă eu, de exemplu, nu câștig nimic ei, că, mă rog, nici nu pot să le ocor o masă sau așa ceva, dar se va face un restaurant, am înțeles. La verge agricultura. Cartofi și nici aia nu prea să mai fac. Fasole, dar roșiile, să știți, am pus în câțiva ani și au venit ploaia acidă. Le-o prit, parcă le-o prit ca așa, s-au ruscat foarte repede. Plus că, din câte observ, nici nu sunt terenuri foarte mari și sunt accidentate așa terenurile. Nu, că n-ar fi, că așa și eu mi-aș pune în grădină, dar ce să vă spun, că am pus numai așa niște varză, fasole, cartofi nu pun, că nu mai suntem atât, așa nici pentru insecuțe, cartofi nu mai pun. Iarna vine mai repede aici? Iarna, da. Acum că pot mai, încă s-o mai schimbat, mi-o părut bine și nouă, că altfel îi răspunde, ia iarna câteodată din noiembrie și până în aprilie. Cu zăpezi? Când erau copiii la mei la școală, da, era zăpadă și mi-amintesc și țin minte, a fost din noiembrie un ger, noiembrie, decembrie, ianuarie. Și făceau naveta la căpeni, deci un val de totul, da. Atât că acum s-a mai schimbat clima și beneficiem și chiar ne bucurăm că nu-i mai atâta iarnă. Majoritatea populației de aici au fost angrenate în domeniul miner. Deci din tată în fiul toți au lucrat în domeniul miner. Odată cu închiderea minei de la Roșia Montană, totul s-a schimbat. În 2006, în luna mai, s-a închis mina. Câți oameni mai lucrau înainte să se închidă prin anii 2000? 460 de oameni. Ce s-a întâmplat? Din Roșia Montană și din localitățile din prejur. Și din păcate mulți au rămas fără servici, care mai aveau poate câțiva ani până să iasă la pensie. Să plece în alte părți ca să câștige. Că aici, fiind o zonă mineră, alte activități n-au fost. Ce li s-a spus oamenilor în anii 2000, când urma să se închidă mina? Ce li s-a spus? Li s-a spus că vom fi preluați de către firma Gold Corporation, care era aici. Li s-a spus că vor fi preluați întregul efectiv, dar ceea ce nu s-a întâmplat deloc. Numai aur se exploata? Aur, argint, complex, mai multe. În ultimii ani ai existenței minei, erau probleme aici? La un moment dat eram printre firmele cu cea mai mic cost la 1000 de lei. Mi se promisese cu un an înainte că nici într-un caz o să vom fi închiși. Din păcate, am fost închiși. Zăcământ mai era? Da, rezerve mult. Și apoi oamenii au mai sperat că se va deschide sau ce s-a întâmplat? Poștii mineri. Păi speranța a fost cu firma Gold, că vor începe ei lucrările. Din păcate, fiul a plecat. Bine, localitatea are potențial turistic, cel puțin așa se spune, că totuși sunt multe clădiri, care, da. Clădiri de epocă, din secolul XIX, da. Foarte frumoase și este și în patrimoniu UNESCO. Dar cine vine și vizitează, vine dimineața și pleacă după masă. Prea puțin rămân aici. Cum vedeți viitorul localității? Poate are vreo șansă cu turismul, poate cu mineritul? Șansa ar avea și cu turismul, da? Nu știu, investiții. Statul ar trebui să investească, sunt foarte multe zone, lucrări. Vechile lucrări ale noastre minere ar putea fi amenajate turistic. E o zonă frumoasă, dar din păcate știi cum venim la ce să știa de mult. Munții nu știau ori portă. Noi ce știm în portă, în portă. Cam așa e zona asta. Fiindcă copiii tot tineretul plecați. Așa e. Deși poate cândva se... Pentru că parte n-ai unde, nu mai poți acoperi forța de muncă care era acoperită de către mina de la Roșia Montană.